dragilor! Am ajuns la Ungureni, în Comuna Ungureni, cu proiectul Vino și donează o carte, ediția a treia, datorită unei colege de-a voastră, Ana se numește. În fiecare an noi am încercat să punem bazele unei biblioteci, să fondăm o bibliotecă acolo unde ea nu există. Mai exact în sate, în special, pentru că aici este cea mai mare problemă, unde nu există biblioteci. Iar anul acesta, Ana ne-a contactat și ne-a transmis faptul că ar fi bine să luăm în calcul Comuna Ungureni. Și m-am bucurat foarte tare, pentru că altfel se implementează un proiect atunci când apare dorința din partea beneficiarului, mai exact a copiilor. Prin acest proiect, noi ne propunem, Asociația People United își propune, să ofere disponibilitatea copiilor, să ofere șansa unor copii de a se informa, de a găsi o șansă în dezvoltarea proiectelor la școală mult mai academic, mult mai profesional. Aș vrea să vă întreb dacă pentru voi este relevant acest proiect, dacă vă ajută, dacă simțiți că este un proiect care are o perspectivă pe viitor și nu doar un impact media eventual sau un impact la nivelul asociației, căci pentru noi contează foarte mult să facem proiecte, dar contează și mai mult ca voi să vă folosiți de ele și voi să vă bucurați într-adevăr de ceea ce încercăm noi să facem. Știți că proiectul a fost realizat datorită altor copii care au donat aceste cărți, copii care au considerat că ei au cules fructele informațiilor din aceste cărți și și-au dorit să transmită bucuria și altora și v-au ales pe voi. Eu zic că ar trebui să profităm de această șansă și înainte să începem să așezăm cărțile pe rafturi, să ne spuneți voi ce părere aveți de această idee, pentru că dorește cineva să spună? Aura, te rugăm. Aura? Te repetam întrebarea? Sigur. Întrebam dacă ce relevanță are pentru tine acest proiect, dacă într-adevăr ar conta pentru tine sau contează pentru tine să existe în comună o bibliotecă. Mie îmi place foarte mult să citesc. Și faptul că avem atât de multe cărți la dispoziție, mă bucur, într-adevăr. Mai ales mă ajută și la școală, dar eu cred că mă ajută și în viață să citesc. Faptul că aflu cum reacționează alte persoane sau cum gândesc alte persoane care trebuie să reacționeze, mă ajută foarte mult. Și cred că acest lucru pe care l-ați făcut este foarte, ne ajută foarte mult pe noi la școală și în viață. Și în viață. Da, să știi că și scopul asociației People United este de a fi un prieten necondiționat pentru copii în special, căci aceștia sunt beneficiari primari ai asociației. Și eu am găsit, citind unele cărți, chiar se regăsesc aici câteva cărți din biblioteca mea, foarte mulți prieteni în aceste povești. Și mi-au dezvoltat creativitatea, m-au ajutat să susțin ulterior ideile mult mai aprofundate, mult mai dezvoltate și cred că o să faceți și pe voi acest lucru. Chiar să profitați de această ocazie. Mulțumesc de suflet! Și eu vă mulțumesc! Dacă domnul primar dorește să... Mai puțin, cu cine vă la cunoștință, că nu știu cu cine vă sigur. Haideți să spunem câteva cuvinte, da? Sigur. Din partea televiziunii. Mă bucur foarte mult că astăzi participăm la inițiativa dumneavoastră aici de a aduce cărți pentru copii și pentru a promova literatura. Trebuie să mărturisesc că în afară de televiziunea Exclusiv TV, eu sunt și administratorul unei televiziuni care se cheamă Televiziunea Literară. Este un proiect unic în România, are sediu la Onești, Bacău. Și dragostea de carte, desigur, e foarte bine să fie transmisă, dar ea trebuie să se materializeze pe parcursul timpului și trebuie ca tinerii să înțeleagă că fără cultură
nu poți face nimic în viață. Trebuie să ai cunoștințe tehnice, trebuie să urmezi o școală. Eu am trei lucruri pe care le recomand tuturor copiilor. Sigur, e un minimal de cerințe. Sunt trei lucruri. Să înveți limba engleză, da? Să citești foarte mult și să faci o facultate. Da? Dacă ai aceste trei lucruri rezolvate, sigur, mai sunt și altele, dar le trecem pe un rol secundar, ai aceste lucruri îndeplinite, sigur că viața ta poate deveni mult mai frumoasă și viitorul este pentru tine mult mai clar. Neavând cunoștințe, rămâi la stadiul de 8 clase, nu este suficient. Găsești doar un loc de muncă necalificat, da? Având doar liceul și bacalaureatul, iarăși cred că nu este suficient, nici măcar atât. Poți să fii doar în funcții. Observați că peste tot funcționarii publici au studii superioare. Nu poți avea un salariu suficient. Ești nevoit să pleci în străinătate, dar atenție mare, lucrurile s-au schimbat în Europa. Nu mai este suficient să te duci în Occident să muncești, pentru că nu e mai mult de 1000 de euro acum, în medie. Ori acum salariile în România au crescut în ultimii ani și vor crește. Salariul minim va fi mult mai sus, este un prag de bază, un prag de referință. Așadar, având studii superioare, poți într-adevăr să fii mulțumit și din punct de vedere material, dar asta înseamnă să citești foarte mult. Asta înseamnă să ai o cultură generală. Asta înseamnă să ajungi să conduci un OMC. Asta înseamnă să fii cadru didactic. Asta înseamnă să ajungi primar. Asta înseamnă să ai o televiziune, să ai un ziar. Nu? Deci iată că sunt lucruri foarte importante care se leagă de aceste cărți. Acum, noi am trăit într-o perioadă în care citeam foarte mult, acum tehnologia, internetul este foarte important, dar e bine ca tinerii să înțeleagă și mă adresez copiilor de aici, găsiți pe internet cărți online, da? Dar altfel este farul când de ieși simți cartea, când o răsfoiești, când e altă trăire. Într-adevăr, să știți da. Că eu am foarte mare încredere în acești copii, pentru că încă de la început, când am intrat cu cărțile, i-am găsit foarte cumiți, dar ulterior s-au aprins entuziasm și chiar mi-au cerut dacă se pot uita prin cărți, pentru că sunt nerăbdător să fac acest lucru și e clar, este un semn că ei își doresc să citească și se bucură de acest proiect. Ori se vor bucura ulterior, după ce așezăm frumos toate cărțile. Ceea ce mă bucură foarte mult și cu asta închei, mă bucură faptul că administrația locală și în speță domnul primar, domnul viceprimar, consilierii locali sunt deschiși la aceste acțiuni și suntem aici, pentru telespectatorii noștri spun acest lucru, suntem într-un centru cultural extraordinar. Un centru cultural dotat cu tot ceea ce trebuie. Iată, au venit și cărțile, sper că o să vedem copiii cum vor aranja cărțile în rafturi și îi mulțumesc domnului primar că ne-a anunțat și ne-a chemat să fim împreună cu dumneavoastră, să ne bucurăm de acest... Nu vă imaginați câtă bucurie am când văd că am în biblioteca personală. Să știți că nu doar la bibliotecă poți să-ți cumperi cărți. În continuare este un aflux de cărți în România extraordinar. Am participat chiar zilele trecute la o lansare de carte la Hotel Decebal, în salonul de conferințe, au venit o doamnă, de fapt, care a lansat o carte, dar care trăiește în străinătate. Dar a spus că totuși sentimentul că această carte o lansează în România este foarte, foarte important pentru ea. Domnul primar, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și mă bucur că sunteți aici lângă noi. De asemenea, mulțumesc și eu păi Gheorghe care s-a gândit la și eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Comuna Ungurii și în acest frumos local, așezământul cultural al Comunei Ungurii, care acum două săptămâni l-am definitivat cu preluarea, primirea de la Compania Națională, deci s-a făcut recepția finală și de abia acum suntem noi beneficiarii acestui, mă rog, acestui locaș de cultură. Copilaș, mă bucur din voi că ați venit, ați fost prezență la chemarea mea și doamna profesoară de la Școala Bibirești, împreună cu domnișoara care s-a gândit la comuna voastră să
să aranjăm această bibliotecă. Cum spunea și domnul director de la presă, o să ajutați la așezarea cărților. Deci ăsta ar fi un prim pas în dotarea acestui mare loc de cultură. Multe comuni și-au putut să aibă, chiar discutat cu domnul director, să aibă onoarea, să aibă o asemenea investiție în comuna lui, ceea ce, sincer vă spun, este pentru mine o mândrie că am reușit să las în urma mea, la comuna Mărin, un asemenea spațiu dotat cu foarte mult, numai bibliotecă. Aici ați văzut că puteți să vizitați și etajul, sunt multe sări, unde o să avem muzeul satului, o țintem denumirea de Coandă, pentru că Feric Coandă, inventatorul, avea o coreație, a avut misigine de Lureca, lui Boier Lureca, care se leagă mult istoria comunii Mărin, deci sunt aceste chestiuni care o să ne discutăm cu alte ocazii, dar pe final și revin la carte, cum vă spunea și domnul rector, cartea, într-adevăr, trebuie citită, nu mai să ne uităm la post. Am plecat și eu din învățământ, mă bucur că sunt chiar mulți elevi în școala unde m-a promovat pe mine statul ăla ca primar. Deci școala Viverești, aici, da? Voi ziceți cum ați venit de poții mei. Eu am fost acolo dați la școala voastră, de unde ați venit voi și mulțumim încă o dată pentru intenția de astăzi și vă mai așteptăm pe la noi și cu alte ocazii. Și eu mulțumesc foarte mult. Aici organizăm spectacole, concursuri din toate genurile la acest. Vrem să-l... Asta înseamnă că să mai venim și cu alte ocazii. Exact, cu mare drag vă așteptăm. Vrem să vedem într-adevăr viața acestei case. Și se vede impulsul dumneavoastră. Chiar m-am bucurat foarte mult și am ținut să vă mulțumesc pentru răspunsul pozitiv pe care... Eu am încercat să vă dau fotografii cât mai multe, să mă atrage. Într-adevăr. Viața, v-am comunicat. Și apropo, copilaș, mai puțin cu Facebook-ul, nu? Acum găsim pe Facebook și toate lecțiile. Ei, mai trebuie să muncă cu manualul. Cu cartea, într-adevăr, cartea scrisă, cine a scris-o, autori, trebuie... Aici atunci treceți mai ușor prin liceu, prin bacalaureat, prin studii superioare, cum vi s-a mai spus, într-adevăr, ca să ajungeți la o meserie mai elegantă și să... Trebuie obligatoriu să trecem prin studiu, cartea, școala, educație, într-un cuvânt. Mulțumim! Mulțumim foarte mult că ați venit și dacă... Sunteți voi de acord? Eu zic ca să așezăm pe rafturi toate cărțile acestea, să ne bucurăm în interior de un aspect mai... Eu zic prima carte, domnul primar, să o pună în raft, ca să-i dăm... Să fie un impuls pentru ceilalți... Gramatica... Pune schiată în capul de aici, domnul primar. Gramatica. Gramatica, mi-am prins și o gramatică la copilă. Și mi-ai plăcut-o de acesta. Da? Ia să așez prima carte în... Mulțumim. Până la asta aici. Bravo, hai să-l aplaudăm. Puteți să mă întâlnați dumneavoastră? Da, uitați, curajul. Trebuie să fii curajos. Da? Vreți că aveți și voi câte un cadou acolo. Da, bineînțeles. M-a sunat domnișoara să vă personalizeze câte o mică atenție pentru voi. Într-adevăr. Asta e un probleme, cred că era surpriză. Da, surpriză este nu pentru a vă motiva să citiți, căci nu aplicăm astfel de jumbuș lucruri. Sunt convinsă că o să vă atragă cărțile odată ce o să vă concentrați pe ele și deja v-am văzut entuziasmați, deci nu mai are sens să mai insist pe acest subiect. Totuși v-am pregătit câteva cadouașe pentru că v-am cunoscut. Da. Și... Haideți să o aplaudăm și pe Tatiana, profesoară sunteți, da? Aplauze! Doamna profesoară, că am înțeles, cel puțin de la dumneavoastră, că v-a transmis așa câteva idei, cât de important este să citiți și o să veniți cu dumneavoastră, chiar are idei foarte frumoase, să veniți să profitați de această bibliotecă și să faceți foarte multe proiecte la școală, în cadrul școlii. Și o să mai facem ulterior, deja am discutat cu dumneavoastră și o să mai revenim, deci ne vom mai întâlni. Da. Mulțumim frumos pentru darul minunat pe care l-ați adus. Și vă mai așteptăm și în alte situații. Și un lucru în încheiere, sloganul asociației noastre este Dăruind vei dobândi. De aceea am și ales să nu cumpărăm aceste cărți, ci să le primim de la alți copii care vor să dăruiască
ceea ce ei deja au parcurs, informația aceasta, și vă îndemn și pe voi, la rândul vostru, să vă implicați în foarte multe proiecte ce țin de a dărui, de ideea de a dărui, pentru că umanizează foarte mult. Chiar vă îndemn. Mulțumesc că ați venit. Mulțumim frumos. Implicați acum și pentru Gracias.
Toate. Nu vei. Cum ești?